Vă spunem din nou bună ziua. Empatia în educație, cum creștem copiii conectați. Iată, după ce am discutat despre viața interioară, viața emoțională a adolescenților și a adolescentelor, acum ne ducem puțin mai jos ca vârstă, da, spre copiii de 6, 7, 8, 10 ani și vorbim despre trei cărți importante. Fantasticul potențial al copiilor, carte pe care o găsiți pe pupitru, o vedeți pe pupitru, de Stanley Grispan, un autor extrem de important în ceea ce privește psihologia dezvoltării nou-născutului, a bebelușului și a copilului în copilăria timpurie, dar și specialist în psihiatrie pediatrică. Cea de-a doua carte, Metoda comunicării non-violente în relația părinte-copil, de Sura Hart, Victoria Kindle Hodgson, și Copilul destresat, după cum observați pe copertă, ce facem cu copilul stresat, îi punem un D în față, o mică prepoziție ca să... Da, exact. De-stresat. Da, exact, la asta nu mai zic. De e destresat sau copilul s-a destresat. Noi l-am ajutat ca părinți sau ca specialist să se destreseze, să se detensioneze. Cum ne eliberăm copiii de presiunea performanței școlare? De Michael Thompson, Teresa Berker, toate cele trei cărți publicate în colecția Parentaj a editurii Herald. Invitatele noastre de astăzi, Gabriela Maluf, psiholog și specialist în psihologia copilului, Carmen Alexandrina Ene, psihoterapeut, doctor în psihopatologie clinică, Simina Angelescu, psihoterapeut, maternolog. Și nu degeaba e bine să spun treaba asta, pentru că este unul dintre puținii și dintre cei mai buni maternologi de la noi din țară. Și nu în ultimul rând, Mira Login, coach, trainer, autor, trainer certificat în comunicare non-violentă, pentru că vom vorbi și despre comunicarea non-violentă, cât de importantă este relația părinte-copil. Și aș începe cu fantasticul potențial al copilului, apoi trecând și la următoarele două titluri. Și pentru că ești cea mai apropiată de mine, Simina, și pentru că știu că îți place cel mai mult fantasticul potențial al copilului, care sunt principalele? Stanley Grispan vorbește despre 10 calități esențiale. Care sunt principalele calități pentru un copil armonios dezvoltat conform lui Stanley Grispan și cum putem contribui la dezvoltarea acestor calități în copiii noștri din calitatea de părinte? Mulțumesc că îmi dai ocazia să vorbesc despre cartea asta, care e una dintre preferatele mele. Stanley Grispan alege 10, pentru că ne place să avem așa numere clare, pași, să știm exact cum 10. Stăm, da, ca să ne dea un pic de siguranță și de confort și de încredere că putem să facem asta și e un lucru foarte bun. Ele cu siguranță sunt foarte multe trăsături, însă dintre cele 10 aș menționa capacitatea de comunicare, empatia, autodisciplina, ce mai numește el acolo, creativitatea, nu? Deci astea sunt câteva, da, integritatea morală, acestea sunt câteva dintre calitățile unui copil care îl ajută să devină un adult, să spunem, de succes. El îl numește un copil grozav, adică un copil bine adaptat, care se și exprimă pe sine, care e fericit, care ajunge să fie un copil și un adult important în comunitatea lui, e ceea ce își doresc părinții, nu ce ne dorim toți pentru copiii noștri, să fie sănătoși și de succes. Și ce îmi place mie mult de tot la cartea asta este că pornește încă de la naștere, adică ceea ce ne povestește nouă Dr. Grispan sunt caracteristici ale copiilor încă din momentul nașterii, cum se dezvoltă în timp și ce putem noi să facem ca și părinți în fiecare etapă de dezvoltare, pe parcurs. Și mai e un lucru pe care vreau să-l spun, și anume faptul că
Toți copiii se nasc cu un potențial extraordinar. Ei sunt ca niște semințe. Și această idee a lui Winnicott, care e minunată prin simplitatea și profunzimea ei, și anume aceea că noi, părinții, nu îi facem pe copii, ci noi suntem un soi de grădinari, un mediu propice în care această sămânță, care este copilul, se dezvoltă mai bine sau mai puțin bine. Astfel că ceea ce ne regăsim în această carte sunt metode de grădinărit, să spun așa, adică moduri prin care noi, ca părinți, putem pentru copiii noștri să facem să se întâmple potențialul lor, să se dezvolte. Nu știu dacă vrei să intru în detalii sau vorbim mai... Intrăm și în detalii. Carmen, da. Ce rol joacă empatia în formarea copiilor noștri și cum îi putem învăța, să spunem, limbajul empatiei și compasiunii în așa fel încât să înlocuim, apropo de o discuție foarte interesantă pe care am avut-o noi, într-o emisiune legat de cum înlocuim cearta cu empatia și ce se ascunde de fapt în spatele unor reacții nu tocmai potrivite ale părinților în anumite contexte, circumstanțe cu copiii noștri. Când ne împing limitele. Sigur, sigur, Sorin, și mi-ai servit la fileu exact mingea de care aveam nevoie ca să mă leg de ambele texte, și de comunicarea non-violentă și de fantasticul potențial al copiilor, printr-un exemplu din fantasticul potențial al copiilor, și anume exemplu micuțului Nate. Nate n-are decât un an și 8 luni și e drăgălaș și așa o scumpete de copil, o scumpete de copil. Și mama lui se gândește că ar fi o idee bună să-și viziteze o prietenă. Și în momentul în care ajung acolo, prietena are foarte multe ghivece cu flori. Foarte multe ghivece cu flori și câteva care sunt goale. Goale, goale. Și ce face Nate? Se năpustește spre cele goale și începe să ia o lopățică și să scurme în pământ și să încerce să umple ghivecele goale cu pământ. Prima reacție a mamei. Teroare, șoc! Oh, suntem la prietena mea și uite ce curat e aici! Vai, ce mă fac! Ea nu spune așa și cartea nu reproduce asta, dar am citit printre rânduri, dincolo de afirmația mamei, Nate! Nu pune mâna, nu pune mâna, nu te apropia de ele. La care băiețelul, pentru că e un băiețel cu elan sănătos și viguros, începe să dea semne. Nu, nu mă opri, eu asta vreau să fac. Vedeți, tentația mamei, prima tentație este să-l oprească și să-l certe. Da? Adică să fie non-empatică. Din ce motiv? Se sperie. Se sperie. Ce o să zică prietena mea? Oare ce o să zică prietena mea dacă fiul meu se apucă să o facă pe micul arhitect al grădinii noastre? Oare ce o să se întâmple? După care, pentru că este o mamă care mai știe câte ceva despre funcționarea psihică a copiilor și pentru că primește o permisiune de la prietena ei, lasă-l, că nu mă deranjează. Poate să facă ce vrea cu ghivecele care sunt goale. Își găsește puterea de a se liniști și de a-și lăsa fiul să exploreze acele ghivece, chiar dacă inițial s-a speriat și chiar dacă inițial a fost atât de tentată să-l oprească și să-l certe. Și asta ce înseamnă? Practic, observă nevoia copilului de a explora într-un mod care de fapt nu pune pe nimeni în pericol, nici pe el, nici pe mama, își retrage cumva și spaima că o să se murdărească, că o să-și strice hăinuțele de pe el și devine conștientă de faptul că asta ar putea să-l ajute pe Nate
să descopere cum este să duci până la bun sfârșit o idee și să-ți și iasă, să vezi că poți să pui pământ în ghivece, să vezi că ai reușit să faci asta până la capăt. Și, practic, ceea ce poate mama respectivă nu și-a dat seama, a plantat o semânță, deși a fost spaima inițială, deși prima dată s-ar fi dus înspre ceartă, a plantat o semânță de empatie ulterior, pentru că s-a redresat, a ajutat-o și reacția prietenei ei, care nu s-a speriat de murdăria care ar putea să devină parte din grădină. Și în felul acesta a ajutat copilul să aibă toate șansele să-și descopere în timp un mod de a duce la bun sfârșit micile lui planuri. Adică a contribuit la ceea ce înseamnă o primă sămânță de autodisciplină. Cât de conștienți suntem de asta? Cât de mult ne dăm seama? Eu vreau autodisciplină, dar în momentul în care copilul meu își propune ceva și nu mă pune în pericol decât doar într-un pericol imaginar, o să se murdărească, vai ce mă fac, o să am mai mult de spălat, aoleu, ce o să zică prietena mea, că o să-l vadă că face atâta de bandadă pe aici, da? Toate aceste elemente, dacă părintele ajunge să și le conțină, să-și dea seama că e despre spaima lui, despre teama lui, să nu o proiecteze asupra copilului, are toate șansele să planteze și sămânță de empatie, nu confund starea mea emoțională cu tine, și sămânță de autodisciplină și control al copilului, pentru că el vede că poate să-și ducă la bun sfârșit micul plan și că îi și iese, și multe alte, și stimă de sine, iată, am reușit, am putut, și lumea valorizează ce am făcut, și iată cum, dacă noi cunoaștem puțin mai mult despre funcționarea psihică a copiilor noștri, despre stadiile lor de dezvoltare emoțională, îi putem ajuta să devină din mogâldețe niște adulți grozavi. Mulțumim, Carmen. Mai departe trecem la, pentru că o să revenim și la titlurile menționate mai devreme, la copilul destresat, Gabriela. O altă, mă gândesc, așa cum vorbeam în evenimentul anterior despre provocările adolescenței, ce ne facem noi cu copiii, cu adolescenții, și aici suntem părinți de adolescenți, dar și de copii mai mici, se ridică o întrebare pe care mulți părinți nu-și pun această întrebare, dar ea are niște efecte, să spunem, colaterale în dezvoltarea emoțională a copilului. Cum îi sprijinim pe copii să aibă succes la școală și nu numai la școală, și în viață în general, dar fără să-i presăm, fără să punem presiuni excesive sau performanțe exagerate asupra lor? Pentru că probabil mulți părinți au această tendință. Hai să faci un pic de balet la fete, hai să faci un pic de tenis, tu nu vrei să faci fotbal sau poate chitară sau pian sau multe alte lucruri care țin de aria extracurriculară a activităților unui copil, dincolo de faptul că trebuie să vină acasă cu note cât mai mari. Îți mulțumesc tare mult de întrebare. Mi se potrivește întrebarea asta pentru că de mai bine de 10 ani, pe lângă meseria de psiholog, conduc și departamentul de welfare, de bunăstare, să zic în românește, a unei școli internaționale din București. Și cu asta mă ocup, cu felul în care bunăstarea copiilor într-o școală e la cote înalte, astfel încât și performanța lor academică, în funcție de inteligența lor privilegiată, să fie una bună. Dar vreau să spun două vorbe și despre ce au zis fetele, că mi-a plăcut cu grădinarul și țin minte când aveam eu copii mici, mi-a spus o doamnă care nu era psiholog, auzi, dar
tu dacă ai o floare care nu crește, ca zori de grădinărici, dacă ai o floare acasă care nu vezi că nu crește bine, ce faci? Cerți floarea, o iei, o întorci, o zăpăcești sau schimbi acolo pământul, vezi de ce are nevoie, o cerți că cealaltă floare a înflorit mai bine decât ea sau îți dai seama că poate a stat la mai multă lumină. Ei, la lumină mă gândeam și eu, mai mult soare. Da, și atunci a fost foarte de impact pentru mine că atunci când vorbim despre orice altceva decât ființe umane, înțelegem că ceva din mediul lor e bine de gestionat, astfel încât lucrul respectiv să crească funcțional. Iar în legătură cu potențialul copiilor, cred că e bine de știut, se aseamănă un pic cu teoria inteligențelor multiple, cartea care ne prezintă potențialul și are legătură și cu stresul copiilor, o să vezi că fac paralela. Și cred că ar fi bine să știți că nu toată lumea poate să aibă toate aceste potențiale la nivel maxim, pentru că dacă o să luați o carte pe care o să o citiți și o să încercați cei 7 pași propuși acolo și o să vedeți că nu la toți reușiți, mi-e frică să nu cumva să vă stresați și să vă frustrați că voi sau copiii voștri sunt defecți. Că nu sunt. Fiecare o să nimerească pe un palier mai mult și la celelalte un pic mai puțin, pentru că avem inteligențe privilegiate, pentru că nu putem să fim la toate perfecți, pentru că această perfecțiune nu există. Eu denumesc inteligențele ca niște elastice. Unele se întind mai mult, unele se întind mai puțin. Important e să le lucrăm pe toate, astfel încât să ne simțim confortabil. Adică dacă nu sunt un bun comunicator, pot să lucrez un pic să întind, să comunic eficient. Probabil că nu o să am niciodată un job de comunicare, pentru că nici n-am reușit să împing elasticul respectiv și nici nu-mi place, cel mai probabil. Eu copiilor le spun întotdeauna, evident că putem să fim orice vrem pe planeta Pământ, dar trebuie să ne uităm și care-i drumul cel mai scurt și cel mai ușor. Pentru că și eu aș vrea să joc, nu știu, basket profesionist, dar nu mă ajută fizicul să fac asta și probabil că dacă m-ar fi chinuit și stresat părinții, cine și... Nu m-am străduit în ajuns. Probabil că eu nu zic nu, cred că poți să ajungi și matematician, poți să ajungi, cred că cu multă muncă poți să ajungi orice. Dar cred că realmente calitatea de bază a unui părinte este să-și țină copilul în siguranță, asta înseamnă și fiziologică și emoțională, și să vadă unde-i copilul ăla adevărat și bun, că ăla-i traseul cel mai ușor. Ai pasiunea, aia e, muncesc de pasiune și nu mai ajung să am un copil stresat. N-am glumit, mie mi se pare că de fapt noi oameni în ziua de astăzi avem copii de spațiu stresat, avem copii pe care trebuie să-i stresăm. Cam asta facem în ziua de astăzi, ducându-i peste tot, făcându-le toate, obligându-i cumva inconștient, dar ei simt chestia asta, poate noi nu simțim și avem senzația că cu cele mai bune intenții îi ducem peste tot ca să nu le creăm un handicap, dar ei își dau seama că nu pot să facă tot ce îi punem noi să facă. Se stresează foarte mult, atunci când ești stresat, secreți și super mult hormon de stres, și anume cortizol, și dacă rămâi în situația asta, știința ne arată, că vorbim de știință și nu de povești, că ne arată că ne îmbolnăvim. Cu cât avem mai mult cortizol în corp, cu cât ne îmbolnăvim mai tare. Și atunci de ce să avem copii care de mici sunt super, super stresați? Mergem, citim cartea asta cu potențialul, vedem care e potențialul, vedem unde pot să facă mai repede și mai bine, dar le lucrăm și pe celelalte, nu le lucrăm, nu le lăsăm nelucrate și așteptăm cu voia bunului Dumnezeu. Eu nu prea zic de chestii de genul ăsta, că îmi place să cred că diferența să facem pătrățica fiecăruia și n-aștept de la autorități, de la univers să se întâmple, dar aici chiar am o speranță care nu mai ține de mine, că educația din România va ajunge la nivelul la care să vadă că bunăstarea copilului poate să facă și diferența academică și cognitivă. Mulțumesc, Gabriela. Mira, vorbim despre metoda comunicării non-violente în relația părinte-copil, o metodă de comunicare, fără să exagerez, extrem de importantă.
Și aș vrea să ne povestești puțin despre experiența ta și despre această metodă, cât de importantă este și cum poate această carte să ne ajute să înțelegem și să implementăm mai bine principiile acestei metode. Mulțumesc! Despre comunicare non-violentă și această metodă creată de Marshall Rosenberg în anii 70-80, sunt mai multe unghiuri de abordat, iar eu astăzi o să aleg unul dintre ele, care este favoritul meu, și anume relațiile. Și eu am descoperit la maturitatea mea de plină că nu plecăm de acasă ca foști copii cu un limbaj al relațiilor. Nu știm ce sunt alea relații. Și cu toate acestea le căutăm toată viața noastră, în iubiții sau iubitele noastre, în prietenii de la școală, în gașca de prieteni, apoi mergem la job și vrem să avem relații cu cei cu care lucrăm și așa, cu vecinii din bloc. Deci viața noastră este despre relații. Și când apare pe lume copilul, iată noi părinți aici de față și eu, ne punem prea puțin problema despre relația pe care pot să o am cu copilul care tocmai mi-a fost pus în brațe. Și aceasta este o călătorie, din punctul meu de vedere, necunoscut, la care pornesc toți părinții, pentru că nu ai nici resurse, nu ai o experiență anterioară, ești super dezorientat, ești confuz și nu poți să vezi că mogăldați aceea, cum m-ai spus, mi-a plăcut, poate să devină partenerul tău în creșterea și educația lui. Iar cartea aceasta, scrisă de Sura și de Victoria, este o carte pentru orice vârstă. Și dacă strângem de acolo copiii, o să vedem că se aplică în orice tip de relație. Și cumva comunicarea non-violentă te face atent de următoarele două lucruri. Că în orice tip de relație ai nevoie de o intenție, să-ți fie foarte clară intenția, și anume ce vrei să aduci, ce vrei să trăiești, ce vrei să experimentezi și tu, dar și celălalt. Iar al doilea lucru este că odată ce ți-e clară intenția, ai nevoie să-ți păstrezi atenția pe intenția pe care ți-ai creat-o. Și dacă intenția ta este să ai o relație bazată pe iubire, pe încredere, pe adevăr, pe sprijin, pe reciprocitate cu copilul tău, atunci, de-a lungul călătoriei tale de părinte, este important să-ți păstrezi atenția pe acest lucru. Și, în altă ordine de idei, comunicarea non-violentă te mai face ceva atent. Că copilul tău nu învață din aceste cărți, copilul tău nu învață nici din ceea ce-i predici, nu învață nici ce se întâmplă la școală, dar învață din relația pe care o ai tu cu tine, din relația pe care o ai tu cu tăticul, da, cu partenerul de acasă sau cu partenera, cu oamenii din jurul tău, deci tot din relațiile tale învață și te ia ca ce? Ca inspirație? Nu neapărat ca model, dar tu devii reperul lui, așa cum spune Gabor Mate, de nevoia asta de orientare pe care o au copiii, adică ne urmează peste tot. Uitați-vă la un copilaș de 8 luni care a început să meargă de-a bușilea și își urmează mama în orice colț din casă. Asta pentru că acolo unde e mama este și el în siguranță. Așadar, practicile pe care noi le avem în viața noastră devin repere de siguranță pentru copii. Acum intervine, hai să vedem dacă practicile acestea pe care eu le am sunt practici care pe mine mă fac fericit. Împlinesc ele viața mea, contribuie la bunăstarea mea interioară, contribuie la bunăstarea celorlalți. Sunt eu în contact cu trăirile mele, cu emoțiile mele, cu nevoile mele, sunt prezent în viața mea. Cartea asta te ajută să-ți răspunzi la aceste întrebări și e foarte fain scrisă pentru că nu este doar, cum să spun, niște sfaturi de viață sau inspirație, sunt chiar practici, sunt exerciții. Deci pot să consider că această carte e un soi de ghid pe care l-ai în rucsacul tău ca părinte toată viața și din când în când te uiți acolo și repezi și aplici inclusiv jocuri
la nivel de întreaga familie, pentru că relația asta nu e doar mamă-copil, cum de regulă se întâmplă în primii 7 ani, ci este și tată-copil sau bunici sau alți frați și așa mai departe. Mulțumim, Mira. Simina, Mira mai devreme pomenea despre relații și un factor semnificativ. Trebuie să înțelegem, așa cum ne dorim să înțelegem partenerul de cuplu și să înțelegem și, bineînțeles, să-i împlinim nevoile, cu siguranță ne dorim același lucru și din partea copilului sau a relației pe care o avem cu copilul. Și mă gândesc, de ce este important să înțelegem trăirile emoționale, viața interioară a copilului și nevoile lor, în așa fel încât să le putem oferi atunci când au nevoie sprijinul nostru, fără să fim intruzivi, da? Să intrăm peste ei. Mai devreme, în celălalt eveniment, mă gândeam, pomenise Camelia ceva, un aspect din relația puber-adolescent, și mă gândeam la un exemplu, cu siguranță l-ați trăit, când adolescentul sau copilul puber la, nu știu, 12-13 ani, închide ușa. Da? Până la un anumit moment, ușa este deschisă, noi intrăm ca părinți, ce faci, vorbim, comunicăm, și de la un moment dat, pac, ușa închisă. Și în mod normal, nu dai deschizi ușa și, păi cum e, casa mea, eu sunt părintele, da? Deci, nu, stai puțin, că poate camera este a copilului și este spațiul lui intim, unde tu, ca părinte, e normal să ciocăni la ușă și să nu intri când vrei tu. Da. Aș începe un pic mai devreme ca vârstă. Poate pentru că e puțin cunoscut faptul că copiii au această nevoie de intimitate și de a fi respectată intimitatea și nevoile de la vârste foarte mici, imediat după naștere. La început, satisfacerea nevoilor copilului, nevoilor de bază, e absolut esențială, pentru că el nu poate să supraviețuiască. Copilul la naștere e absolut dependent de un adult. Nu există un bebeluș decât în brațele unui îngrijitor, ideal mama lui. Și dacă acest părinte, mama sau tata sau oricine se ocupă de îngrijirea bebelușului reușește să se identifice parțial cu copilul și să satisfacă nevoile, acest copil, care încă nu știe că e diferit de mama, de tata și de restul, simte o anume încredere și o încredere cumva în propriile capacități și în lumea în care a venit. Simte că nevoile pot fi satisfăcute. Fomica trece pentru că, iată, cumva apare un sân și mi se dă lapte. Dacă mi-e frig, ceva apare în jurul meu, sunt îmbrățișat și mă încălzesc. Această satisfacere la timp a nevoilor și într-un ritm suficient de rapid pentru un bebeluș, îi dă încredere în sine și în lume. Asta ca să răspund la întrebarea de ce e important să cunoaștem ce trăiește copilul și să satisfacem nevoile. La bază, noi îi dăm încredere în sine, că vrem să avem un copil cu stima de sine, vrem să avem un copil cu încredere. E important să o facem de la început. Pe măsură ce crește, să ne păstrăm această sensibilitate și să vedem când are nevoie, cum are nevoie. Pe măsură ce crește, oricum copilul tolerează mai bine frustrările, deci nu mai e nevoie să fim ca și cu un bebeluș. Dar se dezvoltă încrederea în sine și în lume. În sine pentru că sunt suficient de valoros încât oamenii ăștia să-mi răspundă la nevoi, și în lume pentru că, uite, am speranță, oamenii sunt buni și mă ajută dacă am nevoie, mi oferă ce-mi trebuie. Cam asta e de... și apropo de, vreau să mai adaug un lucru legat de respectul părintelui față de copil, pentru că tindem să vorbim de obicei invers, nu? Copiii trebuie să-și respecte părinții. Respectul față de părinți se învață atunci când copilul este respectat de proprii părinți. De iarăși, experiență împărtășită. Am vorbit și mai devreme și spun lucrul ăsta cu de câte ori am ocazia. Și asta se întâmplă încă de la vârste foarte mici. Dacă părinții respectă reacțiile copilului, nu îl iau, îl plimbă, îl ating, îl spală, îi fac orice vor ei, oricând. Pentru că bebelușii de mici dau semnale când doresc, când nu doresc, când au confort, când au disconfort. Și atunci, pe măsură ce copilul crește,
el manifestă mai evident limitele și ca părinte, dacă vrei să fii respectat, plăcut, considerat un reper în orientare în viață, vrei să fii un model pentru el, practic acest respect încă de foarte mic. El te va învăța odată cu tine și va face o învățare implicită. Dacă tu ceri acordul atunci când îl ridici în brațe sau vrei să-i dai un pupic și îl întrebi, poți să dai un pupic sau poți să primesc și observ și semnalele non-verbale, copilul va învăța să facă același lucru, nu trebuie să-i ții un curs despre asta. Cam acolo. Îmi place, probabil că ați întâlnit, în practica de cabinet sau în viața de zi cu zi, două chestii interesante. Copilul mic, da, care, vine bunica sau vine mătușe și îl ia și îl strânge de obrăjori și zice, mânca la bunica, mătușa, și să-l pupe și și copilul numai de asta n-are chef. Sau doi, tot așa undeva pe la pubertate, 12, 11, 12, 13 ani, când mergi în concediu, în vacanță cu copiii și firesc, și am observat chestia asta la băieți mai mult, mai puțin la fete, ele poate sunt mai deschise, hai să facem și noi o poză, zic părinții. Și copilul, nu, băiatul mai ales, nu, fără mine, vă rog eu mult, faceți voi, fără mine, nu vrea să apară în poze. Bineînțeles că îl ține chestia asta câțiva ani, da? După care, atunci când se duce cu prietenii, la munte, la mare sau în orice altă împrejurare, la o petrecere, îl vezi că și-a pus un selfie, că, da? Și tu vii și îl întrebi, bă, dar cu noi ca părinți n-ai vrut și uite, cu tare ți-ai făcut? De, normal, pentru că este dorința asta de a aparține unui grup, de a se identifica cu valorile acelui grup și nu numai cu valori, cu comportamentele. Și atunci, da, ție o să ți se pară bun. Păi eu ca părinte, tu treci printr-o perioadă și normal că nu simți nevoia să mai împărtășești cu mine anumite lucruri, dar fix aceleași lucruri îți dorești să le împărtășești cu colegii tăi sau cu prietenii. Mira. Vreau să adaug ceva. Rezonez mult cu această nevoie a adolescentului și preadolescentului de a se raporta la un grup și mai e un lucru. Gândiți-vă că v-ați chinuit, da, primii 10 ani să le antrenați autonomia, da, să se descurce singuri, să învețe să spună nu, să aleagă. Ei, după vârsta de 11-12 ani, nevoia asta de autonomie, de a alege, este foarte importantă. Și atunci tânărul, iată, care nu vrea să facă poze cu părinții, poate să n-o facă inclusiv din acest motiv, să-și apere această nevoie. Vreau eu să aleg când să fac poză, în ce moment, cum îmi stă părul, dar poate am un coș acum. Sau... Deci mai e un lucru, vreau să aleg eu, vreau să dețin eu controlul. Și e foarte fain această vârstă pentru că dacă până la 6, 7, 8, 9 ani, cu toate că și e mult și 9 ani, viața copiilor a fost aproape exclusiv în controlul nostru, ora de masă, ora de somn, ora de lecții, de îmbrăcat, de baie, după această vârstă ne simțim puțin așa inutili că parcă nu mai avem ce să facem, nu? Pentru că copilul se descurcă singur și nu mai are nevoie în permanență de prezența noastră și apare conflictul acesta interior și bănuiala mea este că de aici apar și multe discuții între părinții de adolescenți pentru că ei nu se mai simt utili, parcă nu mai pot contribui, iar ei nu mai au nevoie de asta, au nevoie de alte lucruri. Și e un exercițiu foarte fain, știu că nu e subiectul adolescenței acum, dar e un exercițiu foarte fain pentru noi, pentru părinți, să ne schimbăm noi fix la această vârstă. Deci etapa asta, numită adolescență, nu este doar un rit de trecere pentru copiii noștri, e un rit de trecere pentru noi. Învățăm alte limbaje. Mulțumesc tare mult! Uite, o să continui și eu, că mi se pare... Foarte bine că ai luat microfonul, pentru că te-am văzut așa pierdută, cu privirea nostalgică și mă gândeam ce în mintea ta. Unde am ajuns? Da? Pe unde mai fi și Gabriela în momentul ăsta? Simt nevoia să vă spun și din teorie și din experiența mea personală.
și din felul în care am decis eu să-mi cresc copiii, dar mai înainte de asta țin să vă spun că nu există adevăr absolut și că nimic din ce auziți de la specialiști, din cărți, din așa, nu au titlul de așa se face, ăsta este adevărul, ci toate au titlul de citiți, vedeți ce vi se potrivește și ăla este varianta cea mai bună. Pentru că am văzut atâtea forme de extremism pornite de la trei pași simpli, foarte buni, de la trei pași simpli foarte buni, de la concepte psihologice foarte bune, inclusiv asta cu pupatul, cu bunicii, cu nu știu ce, cu bunicii dați de acasă, să nu mai vină, să nu mai așa, că își chinuie copiii, nepoții. Doamne, atâtea forme de ca o leu să copilul să aibă autonomie și că pățește ceva dacă îl ciupește bunica de obraz. Bineînțeles că copilul trebuie să știe că corpul lui e al lui, să știe să spună nu, să știe că asta este zona de intimitate și zona de dacă am chef bine, dacă nu, nu. Dar asta nu înseamnă că o să plângem când vine bunica sau să nu mai vrem să vedem pe bunica sau nu știu ce formă de extremism mai găsim cu privire la familia din cauza asta. Mama mea, foarte drăguță de altfel, chiar eu sunt un copil care n-a fost bătut niciodată de părinți, deci și sunt dintr-o generație totuși, dar avea diverse alte metode de ești fată mare, ești băiat mare, lasă suzeta, lasă pampers și bineînțeles când venea la mine acasă, îi făcea pe copiii mei cu capul, cu toate modelele astea, cu pupici, cu suzete, cu pampers, cu nu știu ce. Mă, dar eu atât de tare mi-era drag și cred că relația pe care un copil și-o formează cu familia lui, că e bunic, că e mătușă, că nu știu ce, atâta timp când nu vorbim de abuzuri, adică nu vine să-i bată, să-i abuzeze, nu știu ce, mi se părea atât de importantă, încât eu le povesteam copiilor mei. Măi, trebuie să înțelegeți că pe planeta Pământ sunt multe tipologii de oameni, multe tipologii diferite, fiecare a învățat într-un fel, fiecare crede că adevărul lui e mai bun decât adevărul celuilalt. Adevărul, nu știu dacă absolut, dar un adevăr al nostru este că bunica vă iubește, atâta știe ea să facă și are, asta e limbajul ei, să vă zică că lasă suzeta sau lasă pampersul sau vino să te pup sau să te trag de nu știu ce, și așa știe ea să facă. Eu, din punctul meu de vedere, nu cred că o să se schimbe vreodată bunica voastră, dar ea vrea să petre, accept. Măi, și erau așa de simpatici când o venea, se distrau super tare cu ea și nu știu ce, dar nu mai puneau la suflet absolut nimic. Și începea mama și cu aia și cu aia și ei se uitau așa și îmi ziceau mie, a venit balaurul. Dar nu ziceau într-un sens rău. În sensul că a venit ea cu tipologia ei, asta e tipologia, se bucurau și încă o iubesc foarte tare și încă au o relație foarte bună, chiar dacă sunt adolescenți și uite, încă fac poze cu noi, cu toți și parcă simt că aparțin și nouă, indiferent de ce generație facem parte. Eu cred că e bine să luăm din orice citim și din orice auzim ce e mai bun pentru sufletul și pentru familia noastră. Carmen, care este importanța creativității și a viziunii în viața unui copil și în ce mod îi putem încuraja să-și exprime imaginația și să-și urmeze visurile? Asta apropo, mai ales de fantasticul potențial al copilului. Adică să-i încurajăm să facă ceea ce simt sau ceea ce vor. Sau uite, chiar din punct de vedere vocațional, să fim alături de un copil că ar vrea să facă ceva anume, asta dacă știe prematur, dacă știe foarte timpuriu, că eu vreau să fac chestia asta și ăsta este, să spunem, drumul meu. O să încep cu observația că de multe ori părinții își plasează proiectiv visurile și dorințele lor nerealizate asupra copiilor. Clar. Și copiii poartă fără să știe ca pe niște muște, muștele alea pe care le vedea și psihiatru când s-a dus nebunul între ghilimele la el, plasează aceste muște proiective de dorință asupra copilului, care copil ar vrea să spună, ia-le de pe mine, ia-le de pe mine, tu nu vezi că nu mi se potrivesc, n-au nicio legătură cu mine, nu e despre mine asta, eu nu vreau balet, nu sunt făcută pentru asta, eu nu vreau să pun mâna, nu vreau să pun mâna pe matematică, nu, cum?
te faci om de știință, că să fi avut eu măcar un pic din susținerea pe care o primești tale, da. Tu, măcar un pic, să fi văzut ce matematician de seamă aș fi devenit. Vai, ce matematici! Și tu, cum de îndrăznești să te porți așa, să fii atât de nerecunoscător? Primul pas, că avem și pași simpli și mai puțin simpli, ăsta este unul foarte complicat, este să dezinvestești copilul de proiecțiile tale cu privire la ce ai fi vrut tu să devii când erai mic, așa cum este el. Și nu e ușor să-ți dai seama ce aș fi vrut să devin. Am în cabinet oameni ai căror profesii au fost gândite cu 1, 2, 3, 4, 5 și te vei face om de economie, așa cum mi-am dorit eu, ca asta, de finanțe, că din asta se câștigă și asta mi-aș fi dorit și eu, medic, că suntem cu toții medici, sau... carieră militară, inginer... sau orice sunt și eu, ca să nu mă faci de râs și să duci tradiția mai departe. Exact. Și multe astfel de forme prin care părintele își investește fiul, fica, să fie ca el sau să fie despre el, uh-huh. Și atunci ce rămâne copilului? Nu-i rămâne spațiu să fie el însuși. Nu-i rămâne spațiu să se conecteze cu ceea ce îi place și cu toate aceste elemente pe care știe să le facă și spre care are înclinație. Nu-i rămâne acest spațiu. Bine, bine, dar unii părinți fac și asta. Hai să vedem ce plan de intervenție ar fi. 1. Retragerea investițiilor cu privire la ce ar putea să devină copilul. 2. Atenția la ceea ce manifestă copilul și inclinațiile lui. Ce mi-arată că îi place, la ce se descurcă, da? Care sunt abilitățile lui. 3. Să creez un spațiu în care să-l susțin și să devin interesat de micului univers, să mă duc acolo și să mă joc cu el, să intru în lumea lui, da? Să mă apropii de lumea lui și hai să te văd, hai să văd ce faci, cum simți, cum gândești și cum te pot eu ajuta prin jocuri, prin poate cursuri, dacă tu le ceri și le vrei. Face și colega mea un curs de pictură și știi că mie îmi place să desenez, îmi place atât de mult să desenez. Nu vrei să mă lași și pe mine, mami? Desigur, hai să vedem dacă se poate. O să vorbesc și cu tatăl tău despre bugetul de familie, o să vedem. Și am văzut că ai această preocupare și cum te putem susține să îmbrățișezi ceea ce îți place ca să te poți lămuri dacă e calea pentru tine. Deci, practic, părintele are această menire nu ușoară de a se cunoaște pe sine, de a-și retrage investițiile proiective cu privire la dorințele sale de copil nerealizate, și să facă loc copilului să devină cea mai bună versiune a sa. Mulțumesc foarte mult, Carmen. Am uitat să spun, dar m-ai ajutat cumva cu o idee, nu mai știu exact care. Să spun despre faptul că Carmen este și artist plastic, este pictor și o mare parte din rochiile pe care le poartă sunt creațiile, picturile tale, eu așa știu. Mulțumesc că ai precizat asta, mulțumesc! Așadar, aici încheiem evenimentul Empatia în Educație, cum creștem copii conectați. Am vorbit despre cărțile Fantasticul Potențial al Copiilor, Stanley Grispen, Metoda Comunicării Non-Violente, Relația Părinte-Copil, Sura Hart, Victoria Kenley Hodson și Copilul Destresat,
Cum ne eliberăm copiii de presiunea performanței școlare? Michael Thompson, Teresa Berker, cărți publicate în colecția Parenting a editurii Herald. Le mulțumim foarte mult invitatelor noastre de astăzi, Gabriela Maluf, Alexandrina Carmen Ene, Mira Login, Simina Angelescu, pentru sfaturile extrem de prețioase, de utile, și vă așteptăm la următorul eveniment, unde vom vorbi despre o altă metodă de comunicare. Este vorba despre metoda Espere a lui Jacques Salomé. Vă așteptăm!